Cosminele, Cosminele. Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi discutăm despre ultima bombă apărută în online. Înainte să începem, bineînțeles, apăsați pe butonașul de like, pe subscribe și să trecem la discuții. Așadar, dragilor, după cum știți că noi pe acest canal vorbim doar pe fapte, hai să discutăm despre fapte. A explodat în internet, atât pe Facebook cât și pe celelalte rețele de socializare, o conversație dintre Cosmin și o persoană în care Cosmin acolo dezvăluia foarte, foarte multe informații. Deci, clar, dădea și informații în avans pentru persoana respectivă. Toată lumea știe de acolo ce se va întâmpla în gala respectivă, în gala de 28, în care el câștigă cecul. Ce vedem în acea conversație? Că tot acuzăm alte persoane de falsitate și tot spunem că alte persoane sunt într-un fel și într-un altul. Păi hai să deschidem conversațiile și să relatăm ce iese de acolo. Deci, conversațiile le aveți și voi, eu mi-am notat ceva aici și o să vă arăt ce am dedus eu de acolo. Sau ce iese de acolo mai exact. Cosmin spune în felul următor: banii să iasă. Deci banii sunt prioritatea, cecurile să vină. Spune că nu mai iartă pe nimeni. Mamă, deci aveți și putere. Și că America i-a promis cecuri doar lui de acum înainte. Și că s-a chinuit cu Patrick să stoarcă o lacrimă în momentul în care a fost eliminată Larisa în gală. A mai spus că nici măcar el nu știa că are astfel de abilități, că are astfel de talente actoricești. Mamă, frate, nu-mi vine să cred. Cum să te faci de râs mai rău de atât? Cică, acum o să aibă și el putere pentru că a vorbit în spate și totul este asigurat. Plus alte printuri făcute cu America pe live când îi spunea că acum a luat Patrick Cech, încă nici nu s-a dat gala pe post, după aia că urmezi tu și o să urmeze și Ștefania. Deci în toată conversația asta pe care am văzut-o, n-am văzut nimic despre iubire, n-am văzut nimic despre Ștefania fiind o prioritate. Probabil știe și el că Ștefania nu va rămâne cu el după emisiune și atunci trage de lucrul acesta ca să obțină din emisiune acolo cât mai mult. După cum am văzut și în clinciurile cu băieții, că el trebuie să-și trăiască povestea de dragoste acolo în casă, Doamne feri să se gândească afară. De ce? Pentru că Ștefania cu siguranță nu cred că s-ar duce. Acum, dragilor, vă las pe voi să trageți concluziile despre aceste conversații. Eu înțeleg că toată lumea este acolo pentru bani, că toată lumea, toată lumea își dorește lucrul acesta, că este normal. Nu există concurent care să nu-și dorească cec sau să nu-și dorească să fie în top, însă să fie atât de, încuiat sau, să faci chestii din astea sau să spui chestii din astea știind că acolo abia se așteaptă ca să-ți facă rău, e puțin scăzut, low level. Iar cu faza asta, cum că contul ar fi fals sau că ar fi falsificate, nu există, pentru că sus este nickname-ul și jos este account name-ul, ceea ce nu poți să falsifici acolo, iar story-ul lui se vede clar în acele screenshot-uri că a fost deschis. Poate se va face exact cum s-a făcut cu Radu în sezonul 2, cu acele discuții de la Brașov, cu acele screen-uri, cu pozele, cu degețelele și cu, nu mai știu ce a fost acolo, puțulici, habar n-am, nu știu eu. Se va băga sub preș și probabil le va fi interzis concurenților, cum le-a fost și în sezonul 2, să deschidă subiectul în emisiune. Gen, băgăm sub preș, pentru că nu contează că un singur susținător susține un concurent să câștige cecul, pe cei de la canal de interesează ca banii să intre, așa că nu o să oprească chestia asta. De ce i-ar interesa chestia asta? Însă, telespectatorii și cei care votează și susțin favoritul au de suferit și asta este. Așadar, dragilor, ce pot să spun? Cam acesta este caracterul unor persoane. Eu nu am nimic personal, vorbesc pur și simplu pentru despre fapte, adică vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat. Puteți să vă dați și voi cu părerea, să-mi spuneți și voi dacă credeți în vrăjeala că acele printuri au fost sau acele conversații au fost falsificate. Eu vă spun sincer că sunt reale 100% din punctul meu de vedere. Să-mi spuneți părerea voastră și să-mi spuneți, părerea voastră despre acest concurent minunat care stă în casă pentru iubire.
acest concurent minunat care s-a victimizat în urmă cu 2 săptămâni pentru cuplu, relație și toate astea. Important sunt banii. Nu este o problemă să fie importanți banii, că toți avem nevoie de bani, dar să nu-i prioritizăm în halul acesta. Știți cum e? E vorba aia. Dă-i prostului putere și poți să suferi de numai. Așadar, dragilor, după cum am mai spus, părerea voastră în comentarii acolo, ce credeți despre situația asta, bineînțeles, să-mi dați mie un subscribe aici ca să putem discuta, să ne adunăm cât mai mulți, să ajungem la 50.000, să facem o petrecere mare și după la 100.000 să dăm follow la artificii și să-mi dați un like și să distribuiți acest vlog ca să afle toată lumea adevărul. Vă pup și ne vedem, mă lasă și vocea, în vlogul următor. Pupici, o zi minunată în continuare.